Bună, sunt Stella și astăzi vă arăt rețeta la o salată gurmandă. Aici am 3 vinete pe care le-am tocat cu bulețe și merg cu ele la tigaie să le prăjim un pic. Acum în tigaie am pus un pic de ulei, punem sare, mirodenii, am să pun oregano, ca mirodenii, așa, și mai adaug 4 căței de usturoi. Adaug și vânăta. Aici am carne de vită pe care am tocat-o. Este 300 de grame de carne pe care inițial am fert-o în apă cu sare, cu merodenie. Am pus un pic de oțet ca în momentul ferberii carnea să devină mai moale. După ce s-a răcit, carnea am tocat-o cu bulețe. Cât vânăta se prăjește, ne pregătim următoarele ingrediente. Aici un morcov mare, îl dăm prin răgătoare. Vânăta o prăjim bine, bine, bine să fie prăjită. Următorul ingredient pe care îl pregătim este țelena. Nimic nu se potrivește mai bine decât țelena cu carnea de vită. Este o salată foarte bine gândită pentru cei care țin dieta keto. Este o salată ketogenică. Am ales intenționat foarte bine legumele care se potrivesc cu acest stil de mâncare. Deci acum vom toca cu bulețe, nu foarte, foarte mărunt, țelina. Următorul ingredient este ceapa. Pentru mine salata fără ceapă e, nu știu, e fără gust. Este exact ca mâncarea fără sare. Ceapa o tocăm mărunt. Montăm salata. Primul strat este stratul de vânătă. Vânăta la mine nu s-a răcit încă foarte, foarte bine. Punem un pic de maioneză. Așa, următorul strat este morcovul. Vim straturile între ele cu un pic de maioneză. Următorul strat o să fie carnea. Pe carne, peste carne, o să punem ceapa. Și ultimul strat o să fie țelina. Este o salată foarte sănătoasă și foarte bine combinată. Este potrivită pentru masa de cină. Eu intenționat am gândit-o să fie servită la cină. Eu vă recomand cu drag să pregătiți această salată. Nu necesită mare îndemânare și este o salată foarte gustoasă.